Elevii școlii de muzică vor susține un recital de muzică clasică la Casa de Cultură Eugen Icoară miercuri de la orele 18. Acest moment este unul tradițional, deoarece acum copiii care au studiat un instrument anume să demonstreze și ce au învățat. Cam fiecare an avem un recital tradițional, să spunem, la Casa de Cultură Eugen Icoară, recitalul elevilor pentru sfârșitul anului școlar, precedat de expoziția secției de arte plastice. Spectacolul va fi susținut de peste 10 copii, preț de aproximativ o oră. Înainte de recital, de la ora 17, va avea loc și o expoziție cu lucrările claselor de artă plastică. Vor fi copii instrumentiști, începând cu clasa a doua până la clasa a opta, la pian, vioară, violoncel și chitară, și vor cânta diferite lucrări din repertoriul clasic. Miercuri de la orele 18 vă puteți delecta cu momente plăcute ale muzicii clasice puse în scenă de copiii școlii de muzică. Este un moment pe care nu trebuie să îl pierdeți.